cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! O prestigioasă editură din România a contactat-o pe invitata acestei ediții și i-a propus să-și adune textele într-o carte, adăugând: pentru că aveți umor, aveți vervă și aveți dreptate. Dragi prieteni, bună dimineața! Medicina nu este o competență care se transmite wireless, spune interlocutoarea mea din această sâmbătă. De aceea ne-am hotărât, chiar dacă e dis de dimineață, să luăm lucrurile în serios. Astăzi, la mic dejun, doctor nutriționist Simona Tivadar. Bine ați venit, doamnă doctor! Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Specialitatea noastră este diabet, bol de nutriție și metabolism și puzderia asta de nutriționiști care au apărut nu au acest fel de studii. Chiar dacă au terminat facultatea de medicină, au tot soiul de cursuri, dintre care unele mai mult decât dubioase și... Bună dimineața! Bună dimineața. Niște cafea. Pentru mine un ceai, vă rog. Mulțumesc frumos. Deci vorbim despre tot felul de diplome ale unor institute de mare prestigiu internațional, complet necunoscute și nevalidate nici măcar în țările în care ele există, în care au sediu aceste institute. Sunt diplome online care se cumpără. Și cel mai celebru caz recent este al unui domn care a obținut pentru bunica lui de 92 de ani o diplomă de nutriționist. Mă faceți pur și simplu să regret că am folosit sintagma în inflația asta de nutriționiști de tot felul, mai ales că ieri înainte, punând la cale întâlnirea noastră, înainte să ne vedem așadar, am constatat că și medicina românească are și la București și la Cluj un soi de cursuri de 3 ani de nutriție dietetică sau cumva. Sigur, care sunt foarte corecte și de acolo ies niște specialiști foarte buni pe care statul român din păcate nu-i folosește la valoarea lor. Nutriționiștii dieteticieni reprezintă, după părerea mea, șansa oricărui spital să ajungă la nivel european. Vorbesc de acel nutriționist care vine și personalizează în funcție de pacient meniul pe care poate să îl mănânce omul bolnav. Și vorbesc de asemenea despre capacitatea lor de a preda în școli nutriția. Pentru asta ar trebui să fie folosiți. Ei sunt oameni foarte tineri, cu bagaj serios de cunoștințe, fără să fie medici, și ar putea să facă minuni. Din păcate, au același nivel de diplomă, să zicem, de recunoaștere a diplomei, ca și orice individ care a făcut 3 săptămâni de școală, de pensat, pus unghii false și, știu, nutriție, și are dreptul, conform deciziilor Ministerului Muncii, să-și deschidă un cabinet de nutriționist. Și de aici este această inflație de nutriționiști.